Vineri, la sediul Uniunii Social Liberale din Curtea de Argeș, deputatul PSD Mircea Drăghici a susținut o conferință de presă. Printre temele de interes abordate de deputat s-a aflat și privatizarea hidroelectrică. Cu această ocazie, Mircea Drăghici a declarat că proiectul legislativ al guvernului pe sectorul energetic ar trebui prezentat într-o dezbatere publică. Eu și colegii din USL dorim totuși să abordăm acest subiect, strategia energetică națională. În aceste momente, practic, se vinde, se face pachetul și legislativ și din punct de vedere al acțiunilor, mecanismului, procedurilor de vânzare, privatizare hidroelectrică. Și având aici o componentă majoră din acest domeniu, am decis să abordez și acest subiect și să vă aduc la cunoștință că Uniunea Social Liberală este împotriva privatizării hidroelectrică. De ce o spune? Pentru faptul că la acest moment legislația permite management privat cu obiective clare și poate fi instituit un management privat care să aibă ca și garanții atingerea obiectivelor. Renegocierea acestor contracte și anularea în limitele legii acordurilor care nu pot fi renegociate au fost cerute autorităților române de către reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Pe parcursul anilor 2008, 2009, 2010, pe rând ministrii economiei precedenții sau actualul, mai puțin probabil actualul, dar precedenții au reînnoit aceste contracte cu băieții deștepți din energie, cei care ne ridică prețul și ajungem să plătim de 2, 3 ori, 4 ori mai mult decât este prețul de producție. Deputatul social-democrat a adăugat faptul că guvernul nu protejează cetățeanul, ci în continuare îl supune la cheltuieli din buzunarul propriu pentru a prospera camarila politică a PDL-ului.